Salutare și bine ați venit pe canal. Astăzi vă prezint interiorul la Renault Captur, an 2022. Un interior frumos. Așa, aici avem dereglat farurile și pentru banda, sunetul pentru bandă. Aici avem pe volan cruise controlul, pilotul automat, iar aici este telefonul și de schimbat radio sau muzica. Aici avem computerul de bord, schimbătorul. O mașină frumoasă. Și spațioasă. Așa, o să încerc să-l pornesc. Mie mi se pare că merge puțin cam greu acest touchscreen de la Renault. Aici avem diferitele opțiuni, setări, aplicații. Avem butonul de la aer condiționat, clima. Așa, ca și spațiu, este un spațiu destul de generos, după cum puteți vedea. Are destul de mult spațiu. Și cotiera, în schimb, este cam mică. Așa. Aici, jos, avem două cabluri USB și AUX-ul. Ok. După cum se poate vedea, are și navigație. Nu am testat-o. Să vă pot spune dacă funcționează bine sau nu. Așa. Geamuri electrice, față spate. În spate se prezintă, nu știu dacă se vede, destul de confortabilă. Destul de spațioasă. Legat de locurile din spate, după cum se poate vedea, scaunul de față este reglat după înălțimea mea, 1,80. Rămâne spațiu chiar de o palmă bună. O mașină destul de confortabilă. Așa. Și cam așa se vede din spate și bordul. Și cam acesta ar fi tutorialul. Noi ne auzim la un alt videoclip.